Bună tuturor celor din Zodia Taur sau care veți ascendentul sau luna în Zodia Taur și bine v-am regăsit la citirea pentru luna martie 2024. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că o apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp și aici avem un paș de monede. Învățați lucruri noi, vă înscrieți la un curs, poate unii dintre voi, să veți învăța să abordați o anumită situație total diferit față de cum ați făcut-o până în momentul prezent. Poate fi vorba și de o iubire nouă, de o colaborare nouă care vă încântă și există foarte mult potențial de viitor. Posibil să aveți de-a face și cu semne de pământ, taurfecioară, capricorn, dar și cu semne de apă, rac, scorpion sau pește. Aveți foarte multă susținere. Într-adevăr, se văd legături de dragoste care pot uh, rezista în timp sau, uh, începând cu această lună, se vor concretiza anumite lucruri legate de planul amoros vă îndreptați și pe o cale foarte stabilă din punct de vedere emoțional, dar și financiar, mai ales că ați trecut prin niște tulburări, prin niște greutăți, se pare că emoția pe care o investiți sau ați investit -o într-o anumită situație, într-o anumită relație, va aduce și soluția sau vă va deschide sufletul către ceea ce va veni. În a doua săptămână avem cavalerul de monede, deci voi vă îndreptați clar spre o siguranță din toate punctele de vedere. Nu o să mai lăsați nimic la voia întâmplării și o să vă urmați calea către succesul mult dorit, către realizare, către fericire, către împlinire, poate chiar și în temerea unei familie, dar aici veți pune mult accent pe stabilitate, siguranță, asumare, creștere financiară, Poate vezi de face într-adevăr cu un alt semn de pământ, taur, fecioară, capricorn sau cu zodia de aleu. O situație care a fost greoaie sau de neînțeles pentru voi, să știți că se va clarifica, se va lămuri. Veți vedea adevărata fața cuiva în a doua săptămână, puteți să vedeți cu adevărat ce se întâmplă sau de ce sunteți înconjurați sau de cine sunteți înconjurați. Mergând mai departe, adică se vede clar că voi depășiți obstacole, depășiți greutăți sau lăsați în spate toate lucrurile care v-au păcălit până în momentul actual. În a treia săptămână avem un doi de băte. Analizați discuțiile pe care le veți avea cu cei din jurul vostru și pe unele le veți lăsa în urmă, neinteresându-vă pe mai departe, iar uh, alte discuții le duceți cumva către viitor. Adică vedeți potențial într-o situație. Dar sunteți cumva prinși, adică se vede clar o nehotărâre pentru că ați avut de suferit la un moment dat și chiar ați dus suferința aceasta mult, mult timp și ați avut multă răbdare și pe planul emoțional și pe planul financiar. Dar știți că ați putea să vă îndreptați către un succes profesional, financiar, relații de dragoste reușite, învingeți toate nemulțumirile emoționale pe care le-ați avut, din nou avem semne de apă, rac, scorpion, pești, semne de foc, berbecleu, săgetător, dar și semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Veți primi și mesajul sau veți primi uh, confirmarea, veți primi acel răspuns pe care îl așteptați de mult timp. În a patra săptămână este o săptămână foarte bună pentru a rezolva chestiuni legate de bani pentru a primi ceea ce ați oferit. Va fi o săptămână destul de echilibrată, dar cu mult accent pe familie, pe a primi ceea ce vi se cuvine, pentru a vi se face dreptate. Poate fi și o săptămână echilibrată din punct de vedere emoțional, pentru că o anumită persoană vine cu intenția adevărată către voi, adică ce simte, sau că își dorește o colaborare, își dorește o prietenie, își dorește o relație cu voi, își dorește să clădească ceva alături de voi, sau poate fi un ajutor financiar. Poate primiți niște bani de la o bancă sau ajungeți pe poziția de la locul de muncă pe care vă doriți. Puteți începe o activitate independentă sau puteți lega niște prietenii, niște colaborări foarte interesante în ultima săptămână din martie și avem și elemente de aer, gemen, balanță, vărsător. În plan amoros avem eremitul. Cred că vă simțiți foarte singuri sau uh, doriți să vă retrageți pentru a vă pune ordine în gânduri și în sentimente sau îi predomină sentimentul acesta de singurătate, chiar dacă sunteți în preajma cuiva, chiar dacă aveți un iubit, o iubită, un soț, o soție, nu vă simțiți compleți în aceste relații, nu vreți să vă amăgiți, nu vreți să vă păcăliți, Văd că vă, că vă urmați propriul interes emoțional aici, sau sunteți un pic dezorientați, poate există și o altă energie care apare în viața voastră și de aceea ajungeți în punctul acesta în care Doriți să vă retrageți pentru a analiza profund ce se întâmplă și ce este de făcut pe mai departe, pentru că vreți liniște, vreți înțelegere, vreți iubirea curată. Cred că va fi și o persoană care va face anumite gesturi față de voi. Pe planul profesional, cred că sunteți în așteptarea unei oferte de muncă. Da, e energia din ultima săptămână, din martie, voi primiți propuneri oferte de angajare, de colaborare, ceva în care aveți foarte multă experiență și din care puteți câștiga foarte bine. Va fi o lună în care țintiți destul de sus și voi vă veți obține sau veți obține ceea ce vă doriți pentru că aveți o atitudine de învingători. Dacă aveți un loc de muncă stabil, e posibil să câștigați ceva în plus luna aceasta sau să fiți mult mai bine văzuți. Uh, dacă nu aveți un loc de muncă, apar propuneri, apar oferte care vă pot aduce stabilitate pe termen lung. Și vorbim și de câștiguri frumoase sau siguranță din punct de vedere profesional, dar și financiar. Da, pentru că pe financiar, pe partea financiară, vi se anunță niște câștiguri din idei proprii, din activitățile pe care le veți face, până ajungeți voi în punctul în care să fiți mulțumiți financiar, mai durează pentru că văd niște cheltuieli, poate trebuie să mai dați niște bani, poate banii pe care îi primiți în această lună merg într-o altă direcție, vă rezolvați niște probleme mai vechi. Și căutați o variantă prin care să câștigați mai bine sau poate plătiți niște cursuri unii dintre voi și rămâneți așa pe, la limită cu banii, dar tot ce, e și veți face, tot ce e veți face pe luna martie o să vă aducă succes până la sfârșitul anului, adică orice investiție, orice cheltuială sau că scăpați voi de o datorie, chiar dacă rămâneți așa la limită cu bani, satisfacția va fi pe măsură în viitor. În viitor aici mă refer până la sfârșitul anului. Pe sănătate vă văd puternici, vă văd în formă, nu vă lăsați acaparați sau aveți un sistem imunitar destul de bun. Aveți o energie bună, nu prea vă văd cu vreo anumită afecțiune, în schimb, în anumite situații pot apărea niște tulburări emoționale care vă pot afecta sănătatea, aducându-vă, nu știu, dureri de cap, stare de rău, lipsă de chef de a face ceva, un stres sau accidentări domestice, așa aici trebuie să aveți mare grijă. Provocarea are legătură cu niște amintiri, cu niște persoane din trecut, cu o nemulțumire din trecutul vostru. Nu ați reușit să încheiați încă un capitol care încă vă afectează. E posibil nici să nu încheiați vreodată că tare mică persoana care vă afectează întotdeauna va fi în viața voastră. Să fie vreo rudă, poate, sau o persoană care locuiește foarte aproape de voi. Văd foarte multă tentație, cred că are legătură și cu partea amoroasă, că voi vă doriți un succes, vă doriți o reușită, văd o persoană și reată, o persoană care urmărește foarte mult atracția intimă, vă enervează lucrul acesta și parcă vă tot duce în energia respectivă. Iar surpriza vine cu justiție, aveți de face și cu o balanță, poate o dreptate pe un trio amoros, aflați de un divorț, clarificați o situație amoroasă, scăpați de o suferință, primiți o veste, veste aceasta pe care o așteptați de foarte mult timp, vestea care va schimba multe lucruri în viața voastră. Pentru că în momentul în care va veni, voi mergeți mai departe, fără a vă uita înapoi, fără a vă mai crea anumite blocaje, puteți întâlni și o persoană care vă poate îndruma să vă poate aduce succes, vă ajută cu o sumă de bani, vă ajută să clarificați o situație sentimentală, să vă ajută să scăpați de o suferință sau de o problemă de familie în cazul în care întâmpinați, pentru că văd un final natural, un final care vă pune un pic în dilemă, vă pune un pic pe gânduri, dar vă dați seama că este cel mai bun lucru care vi s-ar putea întâmpla. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă, pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!